Noul cămin cultural din comuna Cuza Vodă este spre finalizare. Se lucrează la aleile interioare, la spațiile verzi. E vorba de o construcție care a fost mai mult abandonată în timpul fostei administrației și care în timpul mandatului doamnei primar Monica Ceaușescu a fost reabilitată total. Se poate observa că s-au terminat lucrările la acoperiș, interior-exterior, tâmplărie. Monica Ceaușescu își reconfirmă ambițiile de a avea aici, în comuna Cuza Vodă, locașuri de cultură, de educație și sport, de locuri primitoare pentru oameni.